Bună seara, stimate doamne, bună seara, stimați domn, bun găsit la o nouă emisiune Fiți Oameni. Vasile Tofan se bucură să vă salute pe toți cei care urmăriți emisiunea Fiți Oameni din Galați, din Brăila, din Tulcea și bineînțeles că nu vă uit pe cei din penitenciarul din Galați, pe cei din penitenciarul din Brăila. Ați văzut în emisiunile trecute o poveste de viață extraordinară a celui care odinioară a fost sportiv de performanță, Gheorghe Ignat din Suceava, sau Ursul Carpatin, cum a fost cunoscut și cum încă este cunoscut în lumea sportului. O poveste extraordinară, cum Dumnezeu i-a schimbat viața. De fapt, aceasta mi-a fost marea dorință atunci când am început emisiunea aceasta Fiți Oameni, să pot să invit persoane în viața cărora s-a produs o transformare, în viața cărora s-a produs chiar o minune și minunea aceasta a făcut-o Dumnezeu. Dragii mei, chiar dacă pe unii îi deranjează să tot pronunți cuvântul acesta Dumnezeu, vreau să vă spun și sunt convins că sunteți mulți în asentimentul meu, nu putem să trăim fără Dumnezeu. De ce? Pentru El ne-a creat, El ne-a dat viață, El ne întreține viața, așa cum cineva bine spunea, dându-ne soare, dându-ne ploaie pentru pământul acesta din care ies atâtea bunătăți cu care noi ne putem hrăni. Deci avem nevoie de Dumnezeu. Galați, orașul Galați, orașul Brăila, orașul Tulcea, dacă vreți, România are nevoie de Dumnezeu, pentru că numai Dumnezeu poate schimba lucrurile în bine și numai Dumnezeu este acela care poate transforma oamenii. În seara aceasta am bucuria să vă prezint o altă minune, o altă viață transformată și mulțumesc tare mult invitatului meu, este vorba despre Daniel Grădinariu, căruia îi spun cu toată inima un bun venit în emisiunea Fiți Oameni. Bine ai venit, Daniel, și îți mulțumesc frumos că ai acceptat invitația. Vă asigur că veți auzi iarăși o poveste interesantă. Încă o dată îmi fac datorie. Vă rog frumos să aveți înțelegere și față de mine și față de invitatul meu. Nu suntem oameni profesioniști de televiziune, nu am făcut vreun curs de specialitate, dar de ceea ce vă asigurăm este că avem o inimă deosebită, inimă pe care Dumnezeu a pus-o în pieptul nostru, sau Dumnezeu, mai bine spus, a schimbat inima noastră. Avem o inimă deosebită să împărtășim cu dumneavoastră din minunile lui Dumnezeu, din ceea ce Dumnezeu a făcut. Desigur că veți auzi iarăși întâmplări prin care invitatul meu, Daniel, a trecut. Nu le povestim ca să ne lăudăm cu ele, așa cum bine spunea Gheorghe Ignat într-una din emisiunile pe care le-am avut cu el. Nu am venit aici să ne lăudăm cu păcatele pe care le-am făcut, cu ceea ce n-ar fi trebuit să facem, ci dacă împărtășim cu dumneavoastră, împărtășim pentru că dorim atât de mult ca mulți dintre cei ce ascultă poveștile noastre de viață să învețe din greșelile noastre și să nu le facă și ei. Cu siguranță sunt și în penitenciarul Brăila și în penitenciarul Galați oameni care pot auzi povestea lui Daniel și pot fi inspirați din povestea aceasta, luând o decizie pentru viața lor. N-am să mai vorbesc, pentru că vreau să dau loc invitatului meu să înceapă povestea lui de viață acolo unde s-a născut și mai departe, cu siguranță, cel care îi conduce astăzi viața îl va călăuzi în tot ceea ce trebuie să spună. Așadar, Daniel, te rog frumos, prezintă-te telespectatorilor și spune-ne cine este Daniel Grădinariu, sau cine a fost și cine este astăzi Daniel Grădinariu. Bună, mă numesc Daniel Grădinariu, m-am născut în Suceava, în comuna Moara. Părinții mei au decis să mute la Banat. Din Banat, cu ajutorul Dumnezeu, am plecat în America. Am trecut frontiera la sârbi, de la sârbi am plecat în America. Părinții au vrut să dea un viitor mai bun. Ne-am mutat în California. Ajungând în California, Ce an se întâmplă asta? În 89. 89. În 89. Mm-hmm. Mutându-ne în California, părinții, neavând bani prea mulți la momentul acela, ne-am mutat într-un cartier mai sărac.
neștiind ei că acolo este foarte multă violență, droguri, tot felul de minuni, ei fiind oameni creștini, neștiind lumea de acolo, nu și-o dau seama pe moment că noi putem să ne depărtăm de familie, de Dumnezeu. Și la școală, antorajul, vreau să accentuez că antorajul face foarte mult în viața tinerilor. Tinerii trebuie să ferească de antorajul rău, pentru că antorajul rău te duce în jos. Ai spus la un moment dat, iartă-mă, te rog frumos, că trebuie să intervin, dar ai spus la un moment dat că ai făcut afirmația aceasta în dreptul părinților tăi, neștiind că ne putem depărta de Dumnezeu. Asta înseamnă că ei erau oameni credincioși. Da. Asta înseamnă că în casa în care ai crescut, Biblia a stat la loc de cinste. Da. 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 Ce vârstă avea Daniel când a ajuns în America? 11 ani. 11 ani. Da. Și mergând la școală, făcând un prieten, am învățat engleză, am învățat spaniolă. 98% din cartier au mexicani. Și de mici, fiind români, noi am fost un pic mai înalți, mai făcuți altfel formatul nostru, că mexicani de obicei sunt mici. Uh-huh. Și noi am fost un pic mai diferiți de toți tinerii din cartier. Ne-am început cu o minciună la școală, cu o înjurătură, nu ne vede părinții, nu ne vede nimeni, suntem numai noi. Dar lucrurile acestea ne-au depărtat de Dumnezeu și de familie. Am început să furăm mașini. Eu cu fratele meu, pe la vreo 15 ani, am furat foarte multe mașini. Am terorizat zona, că au pus camere de filmat în toate parcările unde nu erau până atunci camere de filmat. Dar n-a fost destul. Adrenalina n-a fost suficientă. Ne-am luat cu anturajul, am început să consumăm droguri. La început marijuana, am fumat marijuana vreo 5-6 ani. În același timp făceam alte prostii, la școală nu mai mergeam. Părinții nu știau engleză, când sunau de la școală nu înțelegeau ce spun. Noi ne-am prins de treaba asta și am zis că de acum facem ce vrem. Desigur că acolo în America la 15 ani îți dă permisul de conducere. La 16 ani conduci singur. Ne-am văzut cu mașină de 12, 13, 14 mii de euro. Vă dați seama că cam uiți tot ce te învăța părinții de bine până la vârsta aia. Prietenii fugeam de la școală, mergeam la filme, ne drogam. O viață nu bună. În schimb, părinții noștri acasă se rugau pentru noi ca Dumnezeu să aibă milă de noi, să se îndure de noi. Uh-huh. La un moment dat am ajuns așa de rău că le-am spus părinților mei odată să nu mai se roage pentru mine, că nu, Dumnezeu nu mai iartă copii tineri ca mine sau oameni ca mine. Fratele meu, la un moment dat, a spus mamei mele, o zi, mamă, dacă Dumnezeu tău există, să mă mântuiască El, să mă pocăiască El. Interesant că are și el o mărturie interesantă, a ajuns și el în pușcărie, a pușcat pe un băiat în cap și i-a dat la o vârstă de 19 ani, a vrut să-i dea pe viață în pușcărie, dar datorită rugăciunii părinților noștri a scăpat cu numai 6 ani. De la marijuana ne-am pornit, am început să fac cocaină, câțiva ani bune am devenit foarte violent, umblam cu pistolul după mine tot timpul. Acolo la noi în cartier mureau în fiecare zi, elicopterul, poliția, erau nelipsiți din cartier, din 10 în 10 minute veneau. O viață foarte violentă. După cocaină nu mi-era suficient, simțeam ceva nu-i bine și am început să fac metamfetamină, cristal. În același timp și vendeam și consumam. Legea era să nu consumăm. Cei mai mari ai noștri care erau, spunea să nu consumăm, dar vă dați seama că la oboseala și la stresul care l-aveam, consumam, cel mai mult am stat treaz 3 săptămâni. E greu de crezut, dar am încercat-o eu să văd ce putere, excellent, până la maximă, să excellent mă duc la maximă la... Excellent. 3 la, săptămâni. 3 săptămâni am dormit. După 3 săptămâni, a apărut atunci PlayStation atunci și eram în apartament cu prietenii mei și ne jucam PlayStation, am adormit toți 3. Am adormit, corpul a cedat. Ne-am trezit după 2 zile, 3 zile și prietenul meu care era pe arest la domiciliu în momentul ăla trebuia să meargă la muncă în fiecare zi, că dacă nu te arestează. A lipsit, s-a trezit, s-a dus la lucru și la șeful lui la lucru a spus: domnule, unde ai fost 3 zile, domnule, ce-i cu tine, la ora asta vii? Și a spus: dar care 3 zile, dar ce-i astăzi? Păi era 3 zile mai târziu, ne dându-mi seama că mi-a dormit 3 zile fără să ne mai trezim. Viața violentă.
Ne băteam, umblam cu pușca după noi, cu mitraliera în spate, în portbagaj, sub scaun. Era o viață foarte agitată, foarte urâtă. Mergeam pe drum, mă scuzați românește că numai de 7 ani sunt în România, în America n-am mai vorbit românește ultimii 16 ani. Eram numai cu mexicani, numai cu... și n-aveam unde să vorbesc românește. Și așa încetul m-am depărtat și chiar credeam că oamenii ca mine nu mai iau iertare. Pentru că am făcut tot felul de lucruri urâte, am ajuns până acolo că am zis că noi chiar trebuie merită să murim, că oamenii ca noi sunt o pacoste, sau cum se spune, pentru lumea normală. Venind din familie de români, știam de bine, dar m-a dus dracul, satana, până acolo că nu mai aveam frică nici de oameni, nici de Dumnezeu, trăiam ziua și momentul știind că pot să ajung la pușcărie în fiecare secundă din viața mea. Mă trezeam și mă gândeam că asta poate să fie ultima zi pentru mine liber. Știu că în anii 80, Daniel, un vestit traficant de droguri, Pablo Escobar din Colombia, producea foarte multe droguri pe care cocaină sau amfetamine, cum e pronunțat, eu personal nu știu ce înseamnă, că nu am avut de a face niciodată cu așa ceva, mulțumesc lui Dumnezeu, dar trimitea foarte multe droguri în America. Ați avut vreodată de a face cu el sau cu cei din... Nu, cu el nu, n-am avut de a face cu el, că el a murit în 93, eu eram tânăr, eram copil, da, atunci, eram la început de drum rău. Eram atunci, nu am prins prea multe despre el, dar desigur trecea prin Mexico și trecea prin mâna uncheșilor prietenilor mei, care aduceau în America. N-am avut de-a face cu ei, eu am avut mai mult de-a face cu un cartel de Michoacan, așa îi spune băieții cu care umblam eu, erau din cartelul ăla, aveau legături puternice cu cartelul ăla. În schimb, în California, mafia mexicană domină partea de sud a țării, de a statului California. Partea de nord e a Norteños și partea de jos e Sureño, adică sud și nord. Și mafia mexicană domină cam toate penitenciarele prin America. Cu ei am copilărit, cu ei am crescut. Ei sunt foarte violenți. Puteți intrați pe internet, pe YouTube, pe ce vreți, pe Google și să vedeți mafia mexicană cam ce fac ei acolo. De asta este foarte multă violență. De asta trebuia să fim înarmați tot timpul, pentru că acolo sunt, unde sunt traficanți de droguri, sunt și care încearcă să-i fure. Și majoritatea timpul ăștia care încearcă să furi ajung morți sau rău, paralizați. Și începând cu lucrurile acestea, banii de obicei toate pleacă de la bani. Am făcut de 4 ori pușcărie în America. De fiecare dată când ieșeam afară, încercam să mă liniștesc, încercam eu să mă cumințesc, încercam eu să fac ceva. Și la un moment dat am ieșit în 2000 afară din pușcărie și m-am dus, mi-am luat carnetul de șofer de tir. Am plecat pe tir, dar pe tir cât făceam aici în 2-3 zile, acolo făceam într-o lună. Și oboseală, 10.000 de kilometri pe săptămână, trăgeam non-stop, desigur mă și drogam, că n-aveai cum să faci 4 curse de New York pe lună, din California la New York, fără ajutor. Și am zis că nu mai se merită oboseala asta și m-am dus înapoi la cele vechi. La cele vechi, mulți prieteni dintre a mei n-au ieșit niciodată din cartier. Eu i-am scos pentru prima dată la New York, i-am scos din oraș, i-am scos din stat. Satan are un cerc din pușcărie în cartier, din pușcărie în cartier și majoritatea din ei au mai mult din viața lor, jumătate din viața lor în pușcărie făcută. Dacă stau 3-4 luni afară e mult. Și așa ai făcut și sistemul în America ca ei să se întoarcă înapoi, pentru că e o afacere mare, pușcările din America. Ultima dată am văzut, am înțeles că au fost 3 milioane de pușcăriași în America. E ceva de strigat la Dumnezeu. India, China și Rusia spuneau că nu au atât de mulți oameni în pușcărie cât are America singură. Și ei ne și lasă, te și lasă să faci prostiile astea, pentru că știm că tu eventual o să cazi și o să plătești și eu să facă bani de pe tine. M-am dus și mergeam la părinții mei o dată la săptămână, o dată la două săptămâni, o dată la lună și găseam tot timpul pe genunchi rugându-se la Dumnezeu. Și dar satan m-a orbit așa, pentru că nu mai înțelegeam, nu mai simțeam nimic pentru părinții mei. Plângeau, nu mai simțeam nimic. Veneau la pușcării la mine, nu simțeam nimic.
Nu simțeai nicio afecțiune față nicio afecțiune. Nimic, absolut. Nu te drogurile au pus influență mare și pe mintea mea și eu crezând că nu mai am nicio șansă în viața asta, mi-am setat mintea că eu o să mor în orice zi sau să ajung în pușcărie. Mintea noastră era setată. Și de ce sunt cei mai periculoși mafia mexicană în America? Pentru că în momentul când nu ți-e frică de pușcărie și de moarte, cine mai poate să-ți facă ceva? Ce lucru poate să te mai controleze, aș zice? Ce poate să-ți mai... Degeaba se luptă statul american cu oamenii ăștia pentru că nu au nicio șansă. Că ei au structura americană de la generali mari în jos. Și ei, ce spune un general din ăla, ei 600 de mii sunt la ora actuală în sudul Californiei, zici soldați la mafia mexicană. Mă gândiți că e destul de mulți care ei la o vorbă sar în sus. Dacă omul spune sar 10 metri, el trebuie să facă posibil să sară 10 metri. Și cu oamenii ăștia am avut un antoraj. Umblam cu ei. Mergeam cu ei peste tot. Și noi credeam că viața, atâta e viața. La un moment dat, partenerul meu cu care eram, eu, dacă nu dormeam câte o săptămână la rând, mergeam și mă închideam într-un hotel 3 zile și dormeam și îmi închideam telefonul, închideam tot. În timpul ăsta, o dată din aceste dăți, prietenii mei albi, care trăiam cu ei în apartamente, aveam două apartamente, mă căutau. Mexicanii mă căutau de partea lor, dar albii au intrat cu pistoale în mână la partenerul meu acasă și au întrebat unde e Romanul, că așa îmi spunea mie acolo, Romanul în America, de la români, și intră în casă la el cu pistoale în mână și îi spune, oi, Romanul, și atunci eu spun, domnule, nu știm unde e, nu-i cu voi, nu-i cu noi. Nu au luat droguri, nu au luat bani, nu au luat pistoale, nu au luat nimic de acolo, că toate erau acolo în cameră. Eu neștiind de toată treaba asta, m-am întors după 3 zile, m-am trezit, m-am întors înapoi, mă duc la cea mai bun prieten al meu să-mi iau un pistol de la el, chiar am salut lui un pistol, și când mă duc la el, el îmi spune mie, Romanul, hai cu mine până la Ruben. Mi-a spus, dar la el mă duc eu acum. Nu, hai cu mașina mea. Nu am băgat de seamă atunci ce se întâmplă. Și m-am urcat la mașină, că am văzut că insistă și m-am dus. Ruben fiind cine? Partenerul meu. A, partenerul tău. Da, eu cu el aveam... De la el, de la uncheașul lui, de la verii lui, luam marfa și noi o vindeam mai departe. Și când ajung la el acasă, când intru în casă, am văzut niște oameni din Mexic cu niște șefi mai mari. Intru în casă, dau mâna cu primul, nu dă mâna cu mine. Dau mâna cu a doua, nu dă mâna cu mine. Un pic m-am speriat așa și am zis că e problemă. Și am văzut că mă îndrumau înspre o cameră, unde în camera aia de mai multe ori s-a întâmplat lucruri urâte. Și știam ce se întâmplă, știam că mor în momentul ăla. Ți-a dat aminte așa ceva? Da, sigur, când am văzut că mă îndrumă spre camera aia, mi-am dat seama pe loc ce se întâmplă cu mine. Fantastic. Când am văzut că nu dau mâna cu mine, că nu dă mâna cineva cu tine, deja e sigur, clară treaba. Și intru în cameră și desigur că am intrat în cameră, pumni, bătaie, mi-au spart capul, n-a putut să mă deie jos, m-am apărat. Când am văzut că mi-a dat cu halba de bere în cap și nu am căzut jos, a scos pistolul și de la 1,5 metri a tras 3 gloanțe drept în mine. Acum mulți o să ziceți, domnule, asta e poveste, asta e film. Vă spun, o persoană de la 1,5 metri să tragă în altă persoană și să nu îl nimerească, trebuie să fie țeava îndoită la 40 de grade, 90 de grade să nu tragă în persoana aia. Dar vedeți că în momentul când a tras în mine, n-am mai văzut pe nimeni în camera, s-a făcut alb, vedeam niște valuri și pe mama mea cum se roagă pentru mine. În dreapta aici, așa acum parcă o văd, pe mama cum se ruga pentru mine. A fost un semn de alarmă pentru mine în ziua aia. Când mi-am revenit, am pus mâna pe piept, eram plin de sânge că mi-au dat cu halba, mi-a crăpat crapul, am pus mâna pe mine și am să văd dacă sunt lovit, că știam că când te lovește nu simți, că te amorțește pe moment, după câteva minute începi să simți durerea. Și pur mă uit la mine, am văzut că nu sunt lovit, mă uit la perete și am văzut găurile împete, două într-o parte, una într-o parte. Băiatul care a tras în mine, el asta făcea. A scăpat pistolul din mână și a zis, ăsta e nevinovat. N-a văzut frică în mine. Dacă eram vinovat, aveam o frică în mine, poate încercam să zic că, bă, nu știu, nu sunt vinovat. Ei m-au luat din prima, acum m-au băgat în cameră direct acolo, pentru că mexicanii au și o vorbă.
omul mort nu vorbește. Acum aveau frică, cine știe, asta ne pune să ne jăfuiască, ne dăm gât la poliție. Tot felul de gânduri vin la mintea omului, mai ales în domeniul acela unde se învârteau sute de mii de dolari pe săptămână. Nu vorbim pe lună, pe săptămână. Și neîncrederea e un lucru foarte important în domeniul de trafic de droguri, de mafie. Și în momentul acela, când a scăpat pistolul jos, au intrat niște băieți în cameră să mă trag, credea că sunt mort, că după ce m-au bătut, au plecat și atunci a scos și a tras. Și când au venit apoi, m-au văzut în picioare, s-au mirat și acel le spune, ăsta e nevinovat. Desigur, mi-a dat niște bani, mi-a spus, vedem că ești nevinovat, pleacă în alt cartier, stai acolo câteva luni de zile să rezolvăm problema asta. Am uitat să vă spun de unde a plecat un pic problema asta. A ieșit din pușcărie, eu stăteam cu doi băieți albi, pentru că cei mai buni clienți erau albi. Mexicanii aveau marfa cea mai bună, albii o consumau, negri și mexicanii, dar albii sunt foarte mari consumatori de drogul metamfetamină, cristal met. Și a ieșit un alb afară, un șef de-a lui băieții ăștia cu care stăteam eu, și a spus, bă, eu când am intrat în pușcărie, eu eram, noi albii dominam zona asta, ce se întâmplă aici acum, ăsta cu accent, nu e american, el, voi ascultați de el, și a spus, nu, că e prietenul nostru, uite, stăm așa, el ne aduce marfă. Și atunci a spus, eu o să-l prinde, o să iau marfa și o să-l omor. Eu știind de treaba asta, i-am spus la mexicani și le-am spus lui băieții, marfa nu e a mea, eu nu mă o vând. Fac profitul meu, ei fac pe-a lor și marfa nu e a mea. Dacă mi-o fură mie, mi-o fură lor. Și o să aveți probleme mari. Când am fost plecat și au intrat în casă, a venit Jason, ăsta care a vrut să mă omoare pe mine, cu un băiatul Robert care stea cu mine în apartament. Ies din casă, m-am spălat un pic așa pe față, ies din casă să mă duc la mașină. Când ajung la mașină, aud după o curbă că vine o mașină, un corvet. Știam că Jason are corvet, trage lângă noi și îmi spune mie să intru în mașină. Mașina e pe două locuri, el era cu prietena lui și îmi spune mie să intru el în mașină. Am spus că unde să intru, că ești tu cu prietena ta. Eu atunci eram zăpăcit de cap, mi-a dat cu halba în cap, eram încamețit. Am spus că nu. Și atunci nu, intră la mine în mașină. Și nu am vrut să intru și când a dat scaunul din față jos, a scos un shotgun. Shotgun e mare, dar asta l-o tăia și avea țava scurtă, două țări scurte. L-a încărcat să tragă după mine peste drum de prietenul meu. Era o vale așa și era iarba mare, uscată, că în California majoritatea timpului uscată iarba. Am luat-o la fugă acolo în vale. M-am răstăgolit, am căzut jos, că am ajuns jos, m-am pus în patru și am ascultat să văd ce se întâmplă, că era noaptea. Când am văzut că el a închis ușa la mașină, s-a urcat și a plecat, el vrea să mă prindă pe partea cealaltă, m-am ridicat, am urcat la un prieten de-a meu în mașină și m-am dus la... Am plecat din zonă. După 2-3 săptămâni, mă sună un alb, un prieten de-a meu și îmi spune, ei, Romano, pe Jason l-au omorât ăștia. Dar cum s-a întâmplat? L-am întrebat cum s-a întâmplat. Păi era la un bar de noapte pe strada Magnolia, i-a băgat cu citul în gât aici în arteră de 2-3 ori. Și l-au omorât pe loc. Deci cel care a vrut să te împuște pe tine... Da, mexicani l-au omorât că n-au... Da, să se elimine problema de la rădăcină. Fantastic. Și, bine, el fiind om la Skinheads, la Aryan Brotherhood, era un om important, un om de-a lor. După o săptămână jumate, după aia mă sună tot prietenul așa, îmi spune, eu zic că ai văzut la știri? Aia doi care l-au omorât pe Jason i-au găsit morți pe amândoi în cameră, unul de ziua lui, au tras peste 120 de gloanțe în el. Dormind, l-au luat în somn dimineața, nu mai a pus, știau că e ziua lui, au intrat în el și au spus, atunci au spus happy birthday și au tras în el. Nu m-am bucurat, că știu că dacă mă torc înapoi în Riverside, unde stăteam eu, în afara Los Angeles, este un oraș Riverside, știam că dacă mă duc acolo, deja albi o să mă caute să mă omoare. Dar am stat câteva luni, m-am reîntors înapoi și când am ajuns acolo, mexicanii cu albii au ajuns la un pact în pușcărie, au dat pact, au spus, ok, ați omorât unul, ne-ați omorât doi, e suficient, până aici, gata, lăsăm, dăm mână de pace. Trebuia să atunci să rămân acolo și să plec din zonă, cu ocazia asta aveam și un beneficiu, că puteam să spun că bă, nu mai vreau să stau cu voi, pentru că... Uitați ce s-a întâmplat, așa, așa, dar nu am făcut treaba asta. M-am întors înapoi
la cele vechi. N-a durat mult, m-au arestat ultima dată și mi-au dat 12 ani de pușcărie. Daniel, aș vrea să ne oprim un pic, să nu uiți ceea ce ai spus. Deci ai ajuns iarăși în pușcărie, ne oprim un pic, pentru că vreau să ne întoarcem un pic la episodul acesta pe care tu l-ai povestit. Într-adevăr, pare de necrezut. Personal cred din toată inima ceea ce tu ai povestit, să tragi de la un metru jumătate într-un om și să nu-l nimerești, adică gloanțele să se ducă probabil pe sub tine. Două într-o parte și unul într-o parte. Da, două într-o parte și unul într-o parte. Desigur că pare o poveste, adică pare ceva de science fiction, ceva da. De film. Numai că ai făcut o afirmație că în momentul acela ai văzut totul alb și ai văzut-o pe mama ta rugându-se. Da. Și asta este ceea ce de fapt te-a păzit pe tine să nu fii mort și să nu mai fii astăzi la emisiunea Fiți Oameni. Pentru telespectatorii noștri aș vrea totuși să vă dau o dovadă biblică. Pentru că Dumnezeul în care și Daniel și eu ne-am pus nădejdea este Dumnezeul minunilor. Prin aceasta lui s-a dus faima, prin mulțimea minunilor pe care el le-a făcut. Și le face și astăzi. Amin. Și vreau să vă dau o dovadă biblică, cu ocazia aceasta să vă și îndemn să citiți Sfânta Scriptură. Veți găsi aici în cartea aceasta, dacă o veți deschide la Cartea Faptele Apostolilor și vă și spun exact, ca să vă dau un indiciu foarte clar, la capitolul 12 veți găsi un titlu, Petru izbăvit din temniță. Da? Faptele Apostolilor, capitolul 12, spune că la un moment dat Irod l-a prins pe Petru și l-a pus în temniță pentru că avea de gând să omoare pe Petru și să facă în felul acesta pe plac iudeilor, care îl urau pe Petru. Da? Și spune relatarea aceasta că Petru era legat și dormea. La un moment dat un înger a stat lângă el și l-a lovit și lanțurile au căzut, da? De pe, nu știu acum dacă era și legat și la mâini și la picioare, dar spune că lanțurile au căzut la pământ și Petru a fost liber. Ușa s-a deschis, el a trecut din întâia strajă, a trecut și de a doua, s-a văzut liber și a plecat la casa celor care, atenție, se rugau pentru el. Da? Așa veți găsi aici în Scripturi că era un grup de frați și surori, ucenici ai Domnului Iisus, care se rugau pentru Petru, strigau la Dumnezeu pentru Petru. Și iată, Dumnezeu în bunătatea lui face această minune. Trimite un înger, îl scapă pe Petru, îngerii n-au nevoie de nicio permisiune ca să intre într-un loc, ei pot intra fără nicio problemă, îl scapă pe Petru și Petru este eliberat. A doua zi a fost mare fierbere pentru că totul era închis, pe unde a fugit Petru? Și Irod a poruncit să-i omoare pe cei care îl păzeau. Nu asta vreau să subliniez, ci vreau să subliniez minunea pe care Dumnezeu a făcut-o în urma rugăciunii. Da, cu siguranță, mama lui Daniel în acele momente se ruga pentru el, pentru că e Duhul lui Dumnezeu care locuiește în cei credincioși și în momentul în care Duhul lui Dumnezeu te înștiințează de un pericol, tu te rogi. Și în acel moment, mama lui Daniel s-a rugat și sunt convins că Dumnezeu a fost acela care l-a păzit pe Daniel să fie mort. Pentru că de la un metru jumate la gloanțele care au fost trase, nicio șansă. Deci, acesta este Dumnezeul pe care îl prezentăm și în seara aceasta. Acesta este Dumnezeul pe care l-a prezentat Gheorghe Ignat. Acesta este Dumnezeul pe care îl prezintă și Daniel Grădinaru în seara aceasta. Daniel, mulțumesc foarte mult. Am ținut să fac această paranteză necesară de altfel. Te rog frumos, ai ajuns în penitenciar din nou. Am ajuns din nou în penitenciar, dar cum am ajuns acolo? M-am dus într-o zi la prietenul meu acasă. I-am spus că trebuie să plec, i-am lăsat banii ce am avut de lăsat și am zis că plec până în Los Angeles și el mi-a spus, nu, stai un pic, du-te cu Blue, așa îi spuneam, albastru, îi spuneam la un băiat, până la Best Buy, într-o parcare undeva cu el. Mi-a spus, dar nu știam de ce să mă duc, nu mi-a spus ce tranzacții au făcut, ce au făcut. Eu, în grabă, m-am urcat în mașină, am dat drumul la radio, la casetofon,
Și ne-am dus. Când ajung acolo, îmi spune la, uite, parchează aici că trebuie să vină cineva. Neștiind nimic ce se întâmplă, neutru de treabă, dar eu, la 11, am fost în jur de ora 3:30, la 11, am văzut un elicopter în aer, acolo, stătea staționat în aer, numai stătea așa pe loc. Și mă gândeam, bă, ceva s-a întâmplat undeva pe autostradă, ceva s-a întâmplat că tot stă acolo. La ora 3:30, 4, când mergeam acolo, elicopterul tot acolo era. Mi s-a părut ceva așa, dar n-am băgat de seamă, era un pic de departe, mai departe, și dar ei ne urmăreau pe noi în tot timpul ăsta, care m-a ajutat, până la urmă să vă spun cum. Și am ajuns acolo, vine un băiat la geam, îi plântea pe unde e marfa, eu nepăsător așa, nu m-am uitat, nu m-am băgat prea mult în seamă, ăsta s-a spus aici, eu arată, eu aveam buzunar, avea jumătate de kilogram de crystal meth în valoare de 14.000 de dolari. Ăla îi spune, ok, hai că mă duc în mașină să aduc banii. Mi s-a părut ceva ciudat momentul acela ce s-a întâmplat. El își dă șapca din cap jos și îi spune la Blue, pune marfa acolo că mă duc și aduc banii. Semnul că a dat șapca jos și a băgat o mașină a fost semnul că ei trebuie să iasă din mașină să ne aresteze. Din toate mașinile din jurul nostru a ieșit polițai mascați cu mitralere, cu M16, M15, M14, mascați fără... Au venit, au pus pistoale mitralere spre noi, cred că erau peste 20. Și ne-a spus să punem mâinile sus. Ăsta fiind drogat, avea un 25, un 25 mm. Eu aveam un... Și... El zice că eu scop pisol și trag în ea. Am spus, stai cu minte că dacă tu tragi, ăștia ne face sâtă în câteva secunde. El atunci nu l-a mai scos, n-am apucat nici să vorbim prea mult, că a venit și mi-a dat una după cap, m-a tras afară, i-a dat lui una după cap, l-a tras afară, ne-a pus jos și eu de dedesubt mașină vedeam ce se întâmplă cu el. I-au scos tot din buzunar, i-a scos pistolul, avea glonț în țeavă în momentul acela, pentru că el era pregătit, pentru că el făcea tranzacția. Neștiitor de situație, m-au arestat. Dar vreau să vă menționez că îi mulțumesc la Dumnezeu pentru ziua aceea când m-a arestat. Și o să vă spun de ce mai la spre sfârșit. Am ajuns la pușcărie, mi-au spus toate problemele, de ce sunt arestat, dădea vina că eu sunt șeful și el e angajatul meu și el ia vina pentru mine, pentru că eu aveam cazier, mai aveam 3 aresturi anterioare și am spus că sunt nevinovat, nu știu despre ce e vorba. Ei m-au întrebat că tot să faci 25 de ani de pușcărie, cazierul tău, într-adevăr aveam cazier de fiecare dată pentru droguri și pistoale și primele dăți scăpam pentru că ei plăteau bani, mă scuteau să mă judec liber și stăteam pe fugă după aia până ce mă prindeau iară. Și a făcut de 2 ori treaba asta, 3 oară n-am mai mers, am executat atunci și acum mi-au dat, au vrut să dea 25 de ani, m-am dus la tribunal, la judecat, în America te judecă 12 persoane civile, îi pune acolo de jurors, îi cheamă, îi pune jos și ei te judecă, lor le aduce toate dovezile și ei trag concluzia că ești vinovat sau nevinovat. M-au ținut 5 ani jumate la maximă siguranță, fără soare, fără nimic. Am stat în celulă 3 ani de zile singur. A fost foarte greu, dar în timpul acesta m-am înrăit, cum să vă spun, am prins așa o ură de tot ce se întâmplă când am văzut că pe nevinovat și vrea să-mi dea atâția ani. Până la urmă am acceptat ideea și am zis că asta... Într-un fel spus nevinovat, pentru că de altfel erai peste măsură de vinovat. Eu eram vinovat pentru tot ce am făcut înainte. Dar nu prins în... Nu prins data aceea. Da. Și stând acolo în celulă, mi-am făcut un anturaj și urât în pușcărie acolo. Eram cu cei mai violenți, cu fratele Vasile umblu prin penitenciare, prin țară. E diferit în România ca în America. Uh-huh. În America, într-un fel, e mai curat. Dar violența e foarte mare acolo în America. Liderii cei mai mari a mafiilor chinezești, japonezi, negri, de care vrei, acolo sunt lideri și de acolo controlează ei cam toate lucrurile în afară și înăuntru. Petrecând ani acolo, am ajuns, m-au judecat și mi-au dat 12 ani și am executat 8 ani. Din 2003 până în 2011. În timpul acesta am pierdut totul.
Am pierdut tată, în 2008 a murit tata, m-am dus la tribunal, nu vreau să mă lese la mormântare la tatăl meu. Peste un an a murit mama, nu a vrut să mă lese nici la mormântare la ea. Sora mea a venit cu casa ei, cumnatul meu a venit la tribunal, domnule judecător, vă rog, lăsați-l pe Daniel să meargă măcar la mama, să nu facă ăsta ceva rău, să vă dați seama, a murit tata, a murit mama, acum el, a zis, nu domnule, pe persoana asta nu putem să o lăsăm afară. Domnule, dar plătim noi 10 polițai să-l ducă la casa mortuară. Nu trebuie să fie nimeni acolo, numai polițai și el. Domnule, e pericol foarte mare pentru societatea americană. Atunci m-am întors înapoi în celulă. L-am sunat pe fratele meu și am spus, Valentin, dacă vreți să mai dați, să-mi trimiteți ceva bani sau să mă ajutați cu ceva, dar eu de aici nu mai vreau să ies afară. Plângând i-am spus și fratele meu plângând mi-a spus, Daniel, nu, pentru că părinții noștri s-au rugat foarte mult pentru tine și noi știm că Dumnezeu te va schimba și pe tine, dar vedeți că eu nu vineam schimbare în mine, mi-am făcut planuri foarte mari. M-am întâlnit acolo cu niște oameni foarte importanți din mafie, din Mexic, mi-am făcut legături și acum am venit acasă, am zis că tot o scos și o ard, dar uite când am făcut-o, că tot mi-au cu treaba, am niște numere de la cei mai tari oameni din Mexic. Și m-am întors, m-am dus în celulă. Eu știind de Dumnezeu, știind de, fiind crescut în familie creștină, știam de toate lucrurile acestea, dar m-a orbit Satan atâția ani și nu-mi deschideam. Au venit părinții mei, tata înainte de a muri în 2007, a venit la mine, nu mai vedea bine cu ochii și plângea acolo față de mine și nu puteam să plâng. Eram rece, eram împietrit, nu înțelegeam nici eu și îi spuneam, tată, nu mai plânge și eu am început să-și ceară iertare, Daniel, poate te-am bătut prea mult. Într-adevăr, am fost un copil rău de mic și tata m-a bătut, nu că nu m-a bătut, cu odată m-a bătut și m-am dus la școală și ne-a întrebat profesoara, vă bate părinții? Și eu am spus, tata pe mine mă bate de în sar capacele. Domn, că gata, sunăm poliția să meargă. Am spus, nu domnule, dar eu merit să mă bate, domnule, fac. Nu mă bate tata de dragul, mă bate pentru că fac prostii, am spus. Le-am închis gura de atunci și nici nu am mai întrebat. Daniel, pentru că emisiunea, de fapt, povestea ta a făcut timpul să zboare. Mai avem vreo 11 minute și va trebui să încheiem. Aș vrea tare mult să punctezi momentul în care ai luat decizia sau mai bine spus, l-ai lăsat pe Dumnezeu să intervină și să-ți schimbe viața. Da, m-am dus în celulă atunci când a murit mama și ceva îmi zicea mie să mă pun pe genunchi. O putere, eram singur în celulă, nu erau români acolo, numai eu eram singur român în toată pușcăria. Ceva mă împingea să mă pun pe genunchi, o putere care nu înțelegeam. Acum înțeleg pentru că citesc cuvântul Dumnezeu și înțeleg puterea aceea. M-am pus pe genunchi, plângeam, nu mă rugam și aud o voce. Pe românește, ta. Pe românește, cum am auzit o voce, ceva mi-a vorbit mie, dar mi-a vorbit pe românește ceva ce eu n-am vorbeam cu nimeni pe românește acolo, nu erau români. Și-o zic că de ce plângi, ei sunt fericiți. Atât am auzit. În momentul acela, parcă m-am trezit dintr-un somn adânc și mi-am dat seama că Dumnezeu mi-a spus că părinții mei sunt mântuiți. Și eu ce fac? Eu rămân în urmă, ce fac? Toate planurile mele atunci au dispărut din capul meu. M-am pus, cum stăteam pe genunchi și am început să mă rog. Pe spaniolă, pe engleză, cum îmi vinea mie să mă rog. Și am început să mă rog și am spus, Dumnezeule, știu că Tu existi. Am încercat să-mi schimb viața de atâtea ori. N-am putut. Te rog de data aceasta, ajută-mă să-mi schimb viața mea. Dă-mi putere. Cum mă rugam atunci așa? Și în momentul ăla m-am ridicat așa, eliberat, cu toate că eram îndurerat că mama a murit, dar m-am ridicat eliberat, mi-am cerut iertare lui Dumnezeu, ce mi-am putut aminti eu atunci pe genunchi, am spus, știu că am greșit, dar vedeți că Satana vine la mintea mea cu gândul că oamenii ca mie nu mai au mântuire. Oamenii ca mine nu mai fi iertați, nu mai au iertare. În schimb, judecătorul a spus la un moment dat, domnule, oamenii ca tine nu mai au nicio șansă. Dar vedeți că la Dumnezeu șansa nu o dă oameni, o dă Dumnezeu.
Când m-am eliberat de acolo, am luat decizia atunci în pușcărie, m-am hotărât pentru Dumnezeu, am început să citesc Biblia, o citeam în engleză, cu toate că în românește parcă are mai multă putere, are mai, cuvintele în românește are mai multă impactul mai mare, da, decât în engleză. Nu puteam să am Biblie românească, că nu îmi dădea voie la maxim acolo și aveam numai engleză. Mi-a schimbat viața timp de 3 ani de zile, mi-a fost foarte greu pentru că mi-era greu să înjuram foarte mult, aveam un vocabular foarte urât, foarte violent și mă rugau Dumnezeu acum, Doamne, ajută-mă să-mi schimb vocabularul în primul rând. Pentru că neschimbând un vocabular, nu poți să te schimbi, să le vorbești la oameni. Și m-a rugat Dumnezeu și Dumnezeu mi-a dat și după ce m-am hotărât să-L urmez pe Dumnezeu, am început să râdă prietenii de mine, colegii, ei spuneau că atunci au fost mulți, s-au întors toți înapoi. Acolo în închisoare. În închisoare. Și eu le-am spus, eu sigur nu o să pot, dar cu ajutorul Domnului o să pot să-mi schimb viața mea. Mm-hmm. Înainte de a ieși afară, mi-au cerut adresa unde să mă eliberez. Eu, nefiind cetățean român, nu puteam să mă trimit în România, dar am făcut decizia să vin în România. Și am ajuns în România și mulțumesc la Dumnezeu pentru România. Dragi oameni buni, să-i mulțumiți la Dumnezeu pentru România. România noastră e o țară binecuvântată. Mm-hmm. N-aș da România pentru nicio țară din lumea aceasta. Și, cum vă spuneam, mi-am schimbat viața, mi-am schimbat, am făcut niște promisiuni lui Dumnezeu, am spus, Doamne, dacă Tu mă ajuți să ies de aici și mă ajuți să ies, să fiu liber și așa promit că mă pocăiesc. I-am făcut o promisiune lui Dumnezeu. Pocăiesc din ce cauză? Vocabularul meu, viața mea, trăirea mea murdară, m-au scârbit, dar în același timp n-aveam bună voință să mă schimb. Și am cerut la Dumnezeu ajutor și ceva care până atunci nu mă mustra conștiința. După ce m-am hotărât să slujesc pe Dumnezeu, la mintea mea îmi vinea și mă mustra conștiința și mă puneam pe genunchi și spuneam, Doamne, iartă-mă. Simțeam iertarea pe moment. Mergea zile, săptămâni și iară greșeam. Și iar îmi ceream iertare. Și Dumnezeu mă ierta de fiecare dată, pentru că eu știu că m-am hotărât și am luat o hotărâre sinceră înaintea lui Dumnezeu ca să-mi schimb viața mea. Și am ajuns în România. Îi mulțumesc la Dumnezeu pentru că am ajuns aici și Dumnezeu m-a binecuvântat cu o soție credincioasă. Am 4 copilași acum, ceva ce nu merge și o spun de 1000 și de 100 de mii de ori până ce voi muri. Nu am meritat viața care o am acum. Când eram în pușcărie, spuneam la foștii mei prieteni, noi trebuie toți puși la pete și împușcați. Dar Dumnezeu, în dragostea Lui, nu vrea asta. Vrea ca noi să fim mântuiți, să slujim pe Dumnezeu. Și dacă sunt în România astăzi și mă duc prin penitenciare cu fratele Vasile, cu fratele Ghiță, merg pentru că am o dragoste pentru oamenii, pentru că știu că oamenii au nevoie de Dumnezeu. Cum am avut și eu nevoie. Prietenii mei mi-au spus că niciodată, când mi-am trimis poze, scrisori și le-am arătat ce familie Dumnezeu a binecuvântat, mi-au spus, tu ești singurul până acum care ne-ai dovedit greșit. Dar am plecat de acolo cu gândul că numai Dumnezeu poate să mă ajute. N-am plecat pe propria mea putere să zic că eu pot să mă schimb. Dacă ai vreo problemă în viața ta și nu poți, pleacă-te pe genunchi și spune, Doamne, am nevoie de ajutor în problema aceasta. Problemă fixă. Trăiesc în România acum și nu e ușor. Muncesc, dar am nevoie de mai mult decât câștig acolo, dar Dumnezeu poartă de grijă. Pentru că când nu am ceva în casă, mă pun pe genunchi cu soția, cu copii și ne rugăm, Doamne, avem nevoie de asta, de asta, de asta. Și spre minunea noastră, așa s-a mărit credința mea și a soției mele, că Dumnezeu ne dă lucrurile astea de la oameni care mi-am vorbit de ani de zile de cu ei, oameni care nu mă cunosc, îmi trimite tot ce am nevoie, fără să cer la nimeni decât numai lui Dumnezeu. Desigur că telespectatorii noștri sau unii din telespectatorii noștri pot întreba, dom'le, dar cum e posibil așa ceva? Cum adică te rogi și deodată așa pică din cer? Desigur că nu te rogi și pică din cer, ci te rogi și Dumnezeu care stăpânește peste întreg pământul, El este acela care pune în mintea, în gândul unuia sau altuia să-ți împlinească nevoia. Și iarăși am o dovadă biblică. Cei care sunteți obișnuiți cu Scriptura știți despre ce vorbesc. Cei care nu aveți decât să puneți mâna pe Sfânta Scriptură și să citiți. La un moment dat, Ilie, prorocul Ilie,
de frica Izabelei, după ce au fost omorâți toți cei 40 de proroci, 400 de proroci ai Izabelei, Ilie, de frica Izabelei, fuge în pustie. E, acolo în pustie Dumnezeu poruncește unui corb. Încă o dată spun, Dumnezeu poruncește unui corb să-i ducă lui Ilie apă și carne, da? Sau pâine și carne, dacă mai țin eu bine minte. Și corbul execută ordinul pe care Dumnezeu l-a dat. Deci Dumnezeu este acela care poartă de grijă fiecărui om. Am stat și eu de vorbă cu oameni care cred că m-au sunat, de fapt, oameni care mi-au cerut ajutorul. Le-am spus, eu sunt un simplu om, la rândul meu muncesc împreună cu frumoasa mea soție și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne poartă de grijă, dar le spuneam persoanelor care au apelat, rugați-vă lui Dumnezeu pentru nevoile pe care le aveți și dacă inima voastră este sinceră și dacă aveți o legătură cu Dumnezeul cel viu și adevărat, El vă împlinește nevoia. Și exemple din acestea putem să găsim multe, multe în Scriptură. Daniel, mai avem la dispoziție 5 minute, știind că ne urmăresc și persoane care, din păcate, din pricina fără de legilor, a greșelilor pe care le-au făcut, sunt astăzi în penitenciarul din Galați și Brăila. Și penitenciarul Galați și Brăila pot să urmărească emisiunile de la postul de televiziune ETV, emisiunea Fiți Oameni. Te rog frumos, dacă ai un gând pentru ei, dacă ai un îndemn pentru ei, sunt convins că îndemnul acesta poate fi benefic. Îndemnul meu e ăsta. Dacă sunteți acolo și aveți timp, eu când am stat acolo am citit foarte multe cărți. Timp au, cu siguranță. Dar nu am citit Biblia. Adică am început să citesc Biblia, am început să gândesc altfel, să fiu un alt om, o altă persoană. Din ce cauză? Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu are putere în viața noastră. Tinerii care sunt acolo, chiar îi îndemn și unde mai merg prin țară și le spun, nu gustați din lumea asta de droguri, femei, alcool, pentru că lucrurile acestea, odată ce te lupți cu ele mai târziu, o să ai o problemă foarte gravă, că Satana, unde ai fost slab, cu aia te urmărește toată viața. Și îndemnul meu este să citiți Cuvântul lui Dumnezeu, citiți Scriptura, pentru că ne-a găsit viața veșnică. Am uitat să spun, să spun, pentru că multă lume se uită la televizor, la filme, la TV, novele și văd tot actorii ăștia, că ei sunt frumoși, că sunt cei mai nenorociți oameni. Vă spun că în Hollywood mergeam prin Los Angeles și mă uitam la ei cum iasă din casă, drogați. Sunt cei mai nenorociți oameni distruși. Eu sunt cel mai fericit om astăzi. Ca mine vor să fie mulți, dar ei caută fericirea în multe locuri unde nu se găsesc. Alcoolul, drogurile, femeile, nu umple gol din inimă decât Iisus Hristos. De aceea vă recomand să-L chemați pe Dumnezeu în ajutorul vostru. Oricare ai fi, cu orice lucru care te lupți în fiecare zi, poate cu minciună, cu curvie, cu droguri, cu alcool, cu orice te lupta, cheamă pe Dumnezeu în ajutor și o să vezi că Dumnezeu te ajută. Am testat-o eu proprie în viața mea și sunt cel mai fericit om de atunci încoace. Slavă Domnului! Mă bucur tare mult, Daniel, pentru povestea ta de viață, o poveste extraordinară. Mă bucur ca unul care îl cunosc pe Daniel de câțiva ani. Într-adevăr, mergem împreună în penitenciarul din Botoșani și în alte penitenciare. Am fost și la Tichilești, am fost și la Brăila, am fost și la Galați, am fost și la Focșani și nu facem nimic altceva decât le împărtășim povestea noastră de viață celor care sunt acolo pentru ca ei să nu comită greșelile pe care le-am comis noi sau dacă le-au comis și ei, să se întoarcă cu toată inima la Dumnezeu, Cel care are milă și Cel care poate să ierte orice fel de păcat. Mi-a tras atenția un lucru, că ai pomenit de cei de la Hollywood. În emisiunile trecute l-am avut pe Gheorghe Ignat aici și el a spus același lucru, deși nu v-ați înțeles și nu v-ați vorbit, același lucru l-a spus despre actorii aceștia de la Hollywood, care pe sticlă pozează foarte bine, dar de fapt viața lor este distrusă și am avut multe exemple. Un exemplu, cântăreața aceasta, Whitney Houston, care au găsit-o în casă moartă, drogată, Amy Winehouse. Și mulți alții.
Dragii mei, afirm și eu și întăresc ceea ce Daniel a spus, că fericirea omului poartă un singur binecuvântat nume și acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Fericirea nu se găsește nicăieri decât la Dumnezeu și El o poate da cu mână largă celor care se apropie de El, celor care se încred cu toată inima în El. Pentru aceasta a venit să moară Hristos, să caute și să mântuiască cei erau pierduți. Nu uitați că pe cruce alături la dreapta Domnului stătea un tâlhar, un tâlhar care le-a făcut pe toate, un tâlhar prieten cu Daniel, prieten și cu mine, sau am putea spune chiar frate, un tâlhar care la un moment dat s-a întors către Domnul și a spus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei fi în împărăția ta. Tâlharul acela a primit iertare și cu siguranță, dacă mai avea șansă să trăiască, trăia o altfel de viață. Dragii mei, avem nevoie de Dumnezeu. Dumnezeu poate binecuvânta viața dumneavoastră. Acolo unde sunteți, nu vă rușinați să faceți sos de o Biblie, să o citiți și să vă întoarceți cu toată inima la Dumnezeu. Suntem la finalul emisiunii. Mulțumesc din toată inima invitatului meu. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Vă doresc o seară binecuvântată și până joia viitoare, nu uitați, fiți oameni. Dumnezeu să vă binecuvinteze.